Capitolul 4. Valoarea eliberării Procesul de scoatere a demonilor se numește eliberare. Eliberarea nu este un remediu pentru toate, totuși este o parte importantă a ceea ce face Dumnezeu în relație cu trezire curentă din biserică. Unii așteaptă prea mult de la eliberare, iar alții așteaptă prea puțin. Trebuie să descoperim în mod onest partea pe care eliberarea o poate juca în viața fiecare dintre noi și să primim toate beneficiile pe care ea ne le oferă. Cei pe care Dumnezeu i-a pus în fruntea slujirii de eliberare nu trebuie să-i caute pe cei ce au nevoie de slujirea lor. Este evident că Dumnezeu pune o dorință pentru puritate în inimile poporului său de pretutindeni. Sunt uimit în mod continuu cât de multe persoane vin și cer să aibă parte de această slujire. Sunt și mai uimit cât de mulți cer acest lucru, neștiind exact la ce să se aștepte. Ei vin pentru că ei deja îl caută pe Dumnezeu. Ei sunt credincioși care doresc să continue în creștere spirituală și înțeleg că orice piedică dezvoltării spirituale trebuie eliminată. Biserica este Mireasa lui Hristos, și Hristos vine după Mireasa lui. Scriptura declară că Mireasa lui trebuie curățită. Soților, iubiți-vă soțirea așa cum și-a iubit Hristos biserica. El s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, curățind-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, pentru a-și înfățișa în toată slava, fără pată, zbăcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără cusur. Efeseni 5, 25 cu 27 Eliberarea e o parte esențială a pregătirii mereției lui Hristos. Înlăturarea petelor și a zbărciturilor. Întrucât biserica după care vine Hristos trebuie să fie sfântă și fără cusur, trebuie să fim de acord că duhurile necurate trebuie scoase afară din viețile noastre. Este această curățire un act suveran al Domnului sau implică aceasta o responsabilitate din partea celui credincios? Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, este scris că ce a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Apocalipsa 19,7 Versetele din Efeseni citate mai sus afirmă că mireasa e curățită prin spălarea cu apă prin cuvânt. Într-un sens, noi ne spălăm pe noi înșine, dar mirele e cel ce ne oferă apa, cuvântul. Toți știu că o mireasă petrece mult timp în fața oglinzii în pregătire pentru mirele ei. Cuvântul lui Dumnezeu e acea oglindă în fața căreia stăm în timpul nostru de pregătire. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirele în legea de desăvârșită, care este legea libertății și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Iacov 1, cu 25 Atunci când Estera era pregătită ca mireasă pentru regele ei, ea a trecut printr-un timp de pregătire. Scriptura ne spune că ea a petrecut un an întreg în curățirea trupului. Șase luni au fost petrecute în ungerea cu ulei de smirnă și încă șase luni cu balsam și alte mirodenii. Multe persoane nu pot înțelege de ce nu sunt în stare să iubească așa cum ar trebui. O asemenea problemă este un indiciu puternic cu privire la prezența unui spirit demonic de resentiment sau neiertare. Resentimentul de obicei invită alți demoni, așa ca mărăciune, ură și mânie, Dragostea poate fi de asemenea împiedicată de un spirit de respingere. Acest spirit e foarte des întâlnit și adeseori este Duhul Conducător într-o persoană. Respingere are oportunitatea de a intra într-o persoană atunci când ea nu este iubită ca și copil. Părinții pot deschide ușor ușa pentru Duhul Respingerii în copilul lor prin faptul că nu oferă copilului lor dragostea necesară. Când respingerea este puternică, ea împiedică persoana în a primi dragostea oferită de alții. Ea de asemenea împiedică persoana în a oferi dragoste altora. Demonul respingerii trebuie scos afară pentru ca acea persoană să se poată maturiza în dragoste creștină. Dacă satan poate avea acces și succes în a face pe un creștin să se simte rușinat pentru că are demoni, atunci îl poate împiedica în a căuta eliberare. În timp ce nu putem pune toată vina pentru problemele noastre pe satan și demonii lui, descoperim că putem pune vina pe ei pentru mai multe decât am crezut cândva. De fapt, unii creștini nu au învățat încă că demonii sunt responsabili pentru cel puțin unele probleme din viața lor. Atunci când aflăm că ei au invadat viața noastră, atunci trebuie să fim stăruitori în a-i scoate afară. Mulți creștini astăzi găsesc ajutor real prin eliberare. Probleme care nu puteau fi rezolvate pe căi cunoscute sunt rezolvate acum prin eliberare. Aceasta ne face să ne întrebăm de ce ne-a luat atât de mult timp să vedem aceste